Avantaj confortabil pentru HC Zalău la pauză în întâlnirea cu Dunărea Brăila, 19 la 14 scorul, după ce Brăila a început bine cu 3-0, Zalăul însă a întors foarte rapid și a reușit să-și construiască această diferență gol cu gol, etalând un joc rapid cu superiorități zonale speculate foarte bine de echipa antrenată de Gheorghe Tadici. Și pentru că mai sunt câteva secunde până la începutul meciului, să vă spun și câteva repere din programele DigiSport. După această partidă urmează avantpremieră la Liga și apoi meciul din campionatul de fotbal al Spaniei, Levante-Sevilla, de la 21:30 pe DigiSport 2, un sfert de finală în turneul de la Stuttgart, Ostapenko, Carolina Pliskova, din păcate Halep învinsă de Coco Van de Wey. De la ora 22 pe DigiSport 4, Real Madrid Panathinaikos în Euroliga de basket, meci ce poate fi decisiv. Mâine de la ora 23 pe DigiSport 4, partida dintre PSG și Chilțe din Velux Champions League. Tot mâine pe DigiSport 2 de la 21:45, Derby d'Italia, Inter-Juventus. Duminică, două meciuri de handbal de la 15:30 pe DigiSport 3, Dinamo Dobrogea Sud Constanța, meci decisiv pentru calificarea în semifinalele campionatului masculin de handbal. De la ora 20, șocul săptămânii în Velux Champions League pe DigiSport 4, meciul dintre Montpellier-Flensburg după egalitate în tur, 28-28. Duminică, alte două repere importante de la 15 pe DigiSport 1, Formula 1, marele premiu de la Baku. Iar de la 20:45, de asemenea pe DigiSport 1, finala campionatului românesc de fotbal, FCSB cu CFR Cluj. Luni de la ora 17 pe DigiSport 2, Universitatea Cluj, CSM București, și de la ora 20 pe DigiSport 4, Vardar Kiel, partidă urmată de rezumatele Velux Champions League și încă un rezultat din handbal. Rostov a câștigat primul meci din finala Superligii ruse de handbal, dar foarte greu, 27-26 cu Lada Toliati, echipa eliminată de Craiova în sferturile cupei EHF. Ambele manșe dintre Craiova și Vipers Kristiansand vor fi în direct la DigiSport săptămâna viitoare. Va fi turul din Norvegia, apoi vineri, pe 11 mai, va fi returul de la Craiova. De asemenea, nu uitați, în weekendul 5-6 mai, weekendul viitor, Final Four-ul Ligii Campionilor la volei, care se va disputa în sala polivalentă din București cu Alba Blaj printre echipele participante. Revenim la meci, atac pentru Dunărea Brăila cu Axinte centru, combină cu Craiu, blocată Gheorghe, 9 metri, Craiu, Gheorghe, Axinte, Gheorghe, o angajează pe Craiu, faultată de două jucătoare ale Zalăului, care se grupează bine în apărare în condițiile în care echipa lui Tadic evoluează cu o jucătoare mai puțin. Munteanu aruncă de la distanță și o învinge pe Kelemen. Pe digisport.ro, pe site, noi episoade în telenovela Dinamo, vânzarea lui Dinamo. De asemenea, alte materiale interesante. Tenis, Nadal cu 42 de seturi la rând câștigate pe zgură, incredibil. Tămaș faultat, aruncare de la 9 metri pentru Zalău. Reamintesc că acest meci se joacă în etapa 23-a a Ligii Feminine de Handbal. În afară de meciurile din această etapă, vor mai fi alte 3 partide care vor stabili ultimele necunoscute în Liga Națională, în condițiile în care CSM-ul a câștigat campionatul pentru a 4-a oară la rând. Retrogradatele le vom afla în următoarele etape până la finalul sezonului și podiumul, pentru că și acolo e luptă interesantă între Craiova și Cisnădie. Ele se vor lupta pentru locurile
2-3, apoi Vâlcea, Bistrița, Zalău vor juca pentru locul al patrulea. Zalăul va trece pe locul al patrulea dacă învinge Dunărea Brăila. Sigur, provizoriu până se vor juca celelalte meciuri. Gol spectaculos reușit de Cristina Gheorghe, o jucătoare care a venit la Bistrița de la Esercito Roma, mai juca la Rapid București și la Sassari. Recuperează zălăoancele. Panici. Ahmed Kader înscrie pe contraatac. Se apropiase la 3 goluri Dunărea Brăila. Începuse iarăși foarte bine echipa antrenată de Florentin Pera, care probabil a primit un cartonaș galben. A acuzat faptul că a fost un fault la una din jucătoarele sale pe acel atac rapid, care s-a transformat mai apoi în contraatac pentru Zalău și gol marcat de Ahmed Kader. Axinte de pe picioare, Kelemen cu o reacție târzie reușește să apere. Panici. Trif, Panici. Panici, slalom. Apără Medvedova. Contraatac, Țeții. Apără extraordinar Kelemen. Ce intervenție! E intervenția meciului pentru portarul de 19 ani. A debutat la echipa mare a Zalăului în 2017, o altă tânără jucătoare formată de omul care nu cred că își amintesc de câte generații de handbaliste a crescut, Gheorghe Tadici, selecționerul național sub 20 de ani a României. Kelemen selecționată în lotul pregătit de Tadici, un lot care apropie prezența la campionatul mondial din această vară. În iulie se va disputa grupa României la Debrecen. Poate că vom avea fane acolo, cine știe. Aruncare de la 7 metri obținută acum de Panici, a faultat Gheorghe. Roxana Rob intră pe teren doar pentru a executa aruncările de la 7 metri. În poarta Dunării Brăila, Bianca Aron, un portar de 18 ani, nu poate face nimic la aruncarea perfectă a Roxanei Rob. Bianca Aron, junioara a lui Danubius Galați, a venit la Brăila în urma plecărilor Lăcrămioarei Stan și a Elenei Voicu. Voicu a plecat chiar la începutul anului la Cisnădie. Craiu, Axinte. Din nou Axinte, Munteanu. Minge ajunge până în extrema dreaptă. Apără din nou Kelemen la aruncarea Cristina Gheorghe. Cristina Gheorghe, un inter dreapta. Destul de dificilă poziția pentru ea. Acum Munteanu o angajează pe Florentina Craiu, care scoate. Aruncare de la 7 metri cu eliminare. A doua eliminare pentru Valentina Bardac-Panici. Prima primită în prima repriză. A doua jucătoare au faultat-o. Decizie pe Craiu, decizie corectă a celor doi arbitri. Revine pe teren Paula Vișan, portarul de 33 de ani, față în față cu Cătălina Preda, care n-a ratat nicio aruncare de la 7 metri, dar o ratează pe aceasta pentru că este foarte inspirată Paula Vișan. A venit cu inspirația de pe bancă Paula Vișan și a apărut o intervenție foarte ușoară pentru portarul de 33 de ani, care mai jucat în carieră la Oțelul, Reșița, Neptun Constanța, Roman, Sebe și Măgura Cisnădie. Atac al Zalăului, pautează Axinte. Aruncare de la 9 metri pentru Zalău. Celelalte meciuri din etapa 23-a, Slatina Galați, Corona Brașov Rapid, Craiova, Cisnădie, Vâlcea, Slobozia, Bistrița, Roman și Universitatea Cluj, CSM București.
meciul de luni de la ora 17 pe Digi Sport 2. Dragut, Trif, Dragut, Constantinescu aruncă din fault, 9 metri. Fostă eliminare la Xinte ceva mai devreme. Ambele echipe cu o jucătoare în minus. Dragut apără Medvedova. Parcă mai greoaie cele două echipe la revenirea după pauză. Prima repriză mi-a plăcut foarte mult, ritmul de pasare unul ridicat. Corban a intrat în centru la Dunărea Brăila. Munteanu, pautată de Irimia. Se accidentează Irimia, chiar dacă ea a fost jucătoarea care a faultat. Își cere scuze Diana Munteanu, iată. Aha. S-a protejat cu brațul stâng Diana Munteanu și a lovit-o pe Irimia. Munteanu. În extrema stângă este Cârstea la Dunărea Brăila. Gheorghe Munteanu alunecă, atenție. Da, n-a fost fault. O pasă acum la intercepție, s-au grăbit jucătoarele sălăjene. Pasa lui Gheorghe la adversar. Contraatac până la urmă după două faze confuze, dar apără Medvedova extraordinar în fața lui Abed Kader. Prea relaxat aici, s-a văzut de când a venit, dar și Medvedova a ridicat mult de tot piciorul. Adriana Medvedova, 25 de ani, a venit de la Juventa Mihalovce din Slovacia, 3 titluri acolo, internațională a Slovaciei. Atac al Dunării Brăila, 5 goluri avans pentru Zalău. Foarte bună acțiunea echipei antrenate de Florentin Pera. Mingea ajunge la pivotul liber, Craiun scrie. Dragut. Rob rămâne și ea în atac pe interstânga, iată-o pe Rob în acțiune, faultată de Gheorghe Constantinescu. Rob, să vedem dacă este la schimbare, nu rămâne în locul Valentinei Panici. Preferă Tadici să nu facă schimbări între atac și apărare, iar Panici evoluează sub spectrul eliminării definitive după cele două eliminări de două minute. Aruncare de la 9 metri pentru Zalău. Spuneam, reîntâlnire cu handbalul mâine de la ora 23 pe Digisport 4 pe Jechilțe. Dragut a încercat un slalom, a trecut de Munteanu, dar a fost faultată de Șuțca. Amenințare de joc pasiv. Constantinescu, Dragu, de la mare distanță, apără Medvedova. Va continua însă atacul Zalăului. Mingea a fost deviată de Medvedova în bară și a ieșit în aut lateral. A trecut și amenințarea de joc pasiv pe atacul Zalăului. Încă un atac lung pentru echipa antrenată de Gheorghe Tadici. Robi, acțiunea pe cont propriu, faultată de Cristina Gheorghe. Pași, cred că au fluierat cei doi arbitri. Oricum, atac pentru Brăila. Corban a revenit pe teren, Gheorghe se duce în interul dreapta cu Druțu, care vine în inter stânga. Druțu Munteanu, Corban în centru. În extrema dreaptă, Ana Maria Berescu. Gol marcat de Diana Druțu. Ce aruncare frumoasă! O junioară care a impresionat Diana Druțu. N-a avut însă cariera pe care mulți i-au anticipat-o. Dar e o jucătoare pe care cu adevărat te poți baza în Liga Națională.
Reamintesc, fostă internațională a României. Gol marcat de Dragut acum. Ce aruncare frumoasă, aproape de vincul. Craiu se reorganizează pe atacul pozițional, revine în extrema stângă Cârstea, jucătoare de 29 de ani. Corban, Munteanu, Corban, dacă departe de poartă jucătoarele de la Dunărea Brăila, iată-o pe Corban acum, pleacă schema și scapă mingea Cârstea. Făcută o primă jumătate de fază foarte bună, Oana Cârstea, gol marcat pe contra-atac de Andrada Trif. Cârstea se demarcase bine. Plecase bine în circulație acolo, prinsese momentul, reușise să surprindă apărarea Zalăului, dar n-a prins mingea. Și atacul ratat înseamnă pe jumătate gol pentru adversar. A fost o formalitate pe contraatac pentru Zalău, care a înscris prin Trif. Atac al Dunării Brăila. Gheorghe, Corban, Munteanu, faultată de Panici, iată din nou folosită în apărare. Posibil ca jucătoarele de la Dunărea Brăila să atace mult acolo pe zona Valentinei Panici, în condițiile în care are două eliminări. La a treia va primi roșu. Semicerc la pivotul Florentina Craiu. Revin la o idee, cred că nu s-a înțeles foarte bine sau nu m-am exprimat eu bine. Nu am spus că Raluca Kelemen a fost crescută de Gheorghe Tadici, ci promovată în Liga Națională. A debutat, cel puțin așa am eu ca informare, a debutat în Liga Națională la Zalău. Evident, Raluca Kelemen nu a fost crescută de Tadici pentru simplul motiv, pentru că e născută la Râmnicu Vâlcea. Repet, posibil să mă fi exprimat eu greșit, dar asta nu înseamnă că restul ideii nu este una pe care mă mențin, că Gheorghe Tadici, hai, dacă nu a crescut, măcar a avut ochi pentru a forma generații valoroase de handbaliste. În ceea ce o privește pe Raluca Kelemen, portarul de la Zalău, ea a fost formată în, sau cizelată în Centrul Național de Excelență de la Râmnicu Vâlcea și apoi transferată la CSS Caracal. De acolo a venit sau a fost luată de Gheorghe Tadici pentru a evolua la Zalău. Nu cred că a trecut, cel puțin nu am găsit eu că ar fi trecut și pe la Slatina. E posibil. Iată-o pe Tămaș acum în acțiune. Bună intervenția slovacei Adriana Medvedova. Oricum mulțumesc prietenilor care sunt atenți la toate meciurile de Liga Națională pe care DigiSport le transmite. Unele dintre ele sunt și spectaculoase, așa cum consider că a fost prima repriză a acestei partide. Constantinescu, Panici, Abed Kader, Tămaș,
Aruncare de la 9 metri pentru Zalău. Valentina Panici mai înscrie o dată, Corban acum. Daniela Corban, 22 de ani, o jucătoare născută la Galați. A jucat la Corona Brașov și la Slobozia, a venit la Brăila în 2017 și a medaliată cu aur la Mondialul de Junioare din 2014. Ghinion în carieră, așa cum spuneam mai devreme și despre o altă jucătoare, despre Claudia Constantinescu. A fost operată de două ori la același genunchi Daniela Corban și dentată prima oară în 2015 la un turneu de junioare, lucru mai grav pe care l-am găsit în presă este că Federația Română de Handbal nu s-a interesat atunci când jucătoarea s-a accidentat la un turneu al echipei naționale sau în fine nu a contribuit cu nimic la operațiile prin care a trecut Daniela Corban. Ea a revenit, sperăm, mai puternic, oricum joacă din ce în ce mai bine la Dunărea Brăila. Acum Zalăul, probabil în funte cu Gheorghe Tadici, reclamă o forțare la faza pe care am văzut-o mai devreme și care s-a terminat cu gol în poarta Zalăului. Horațiu Belu încearcă să-l calmeze pe Tadici. Minutul 48 al meciului, Zalăul conduce cu 24-20. Revenirea Dunării Brăila, să vedem însă dacă vor reuși jucătoarele antrenate de Florin Timpera să ducă această perioadă bună a jocului până la capăt. E gol, sper. Ok, eliminarea este corectă la Florentina Craiova, dacă nu înșel, este și ea la a doua eliminare de 2 minute. Și golul este validat corect de cei doi arbitri. Golul marcat de Valentina Panici. Florentina Craiu, 21 de ani, aceasta este Ana Maria Berescu. Florentina Craiu, spuneam despre ea, o jucătoare născută la Drăgășani, venită în 2017, vara trecută, de la Vâlcea sub formă de împrumut și ea conturată ca jucătoare la Centrul Național de Excelență de la Vâlcea, campioană mondială la Ohrid, la junioare în 2014, bronz la Mondialul de Tinere din Rusia. Este și în vederile selecționerului Martin Ambros, acum încearcă un gol din poartă în poartă, dar nu reușește. Constantinescu, jucătoarea faultată. Revine în poartă Medvedova pentru a repune. Aruncarea a trecut pe lângă poartă. Zalăul conduce cu 25-20. O eventuală victorie pentru echipa lui Tadiș, care este din ce în ce mai apropiată, ar duce Zalăul pe locul al patrulea. Chiar dacă nu mai are parcursul din Liga Națională, din sezonul trecut, Zalăul a... pot spune că a impresionat, în special în Europa, acolo unde a ieșit din grupă și a pierdut cu Castamon, o echipă altfel solidă, am văzut-o la Craiova. Hai puțin mai atente, mai concentrate, jucați afară și fiecare să atace culoarul. În apărare, apărați-vă la Panici, vine cu dribling, o vedeți că vine de la 10 metri și vă depășește, în loc să închideți culoarul. Drăguț să nu arunce de la distanță și Panici pe depășire. Rești, mutați stânga-dreapta, atenție la returile din centru spre Inter și angajarea la pivot. În atac acum, învăluire dreaptă, Inter dreaptă, extremă dreaptă, învăluire stânga, centru pivot succesiv până în culoarul 1 acolo, ori la poartă, ori, da, ne-am înțeles? Și atenție,
sunt, îi facem schimbare. Dacă ești om la om, 5 la 5, pivotul în partea opusă, numai succesiv, ne-am înțeles? Începem de aici, din stânga, da? Încep stânga-dreapta, diagonală pivot cu Didi culoarul 1, dacă e la Diana om la om, da? Haide! Haideți, hai puțin atent, este timp suficient de joc, nu cedați, ai mai rele în apărare! Haide! Haide! 2-3 și Brăila! Da, nu cedați, nu cedați, dar Brăila este departe de a reuși revenirea, chiar dacă a jucat, să spunem, mai bine decât în prima repriză, acum în partea a doua. Florentin Pera are 38 de ani, e născut la Reșița, a jucat la Arad, a antrenat la LPS Reșița, la Universitatea Reșița, cu care a promovat în prima ligă. A mai pregătit Mureșul Târgu Mureș, Cetate Deva, Tomis Constanța, Roman, Universitatea Cluj și, așa cum spuneam și prima repriză, a fost secundul lui Tadici la Națională. Un loc 10 la Europeanul din 2012, un loc 14 la Europeanul din, pardon, un loc 9 la Europeanul din 2014 și un loc 10 la Mondialul din 2013. Rezultate slăbuțe ale Naționalei în acea perioadă. Da, bine, nici realitatea nu dă pe din afară, să spunem, din punct de vedere al succesului. Din păcate, România avea pe locul al 11-lea la ultimul campionat mondial, învinsă Naționala României în optimile de finală de Cehia. E, până la urmă este galeria Zalăului, vedem. Ultimele 10 minute din meci, Zalăul se desprinde la 6 goluri. Brăila are atacul. Orban, Axinte, Munteanu, care s-a dus în Inter dreapta, foarte bună pasa și Boltă, gol superb marcat de Ana Maria Berescu. Excelentă acțiunea, dar și 3 jucătoare pe Diana Munteanu. În principiu, singura jucătoare care aruncă de la Dunărea Brăila. Acum să vedem contraatacul și gol marcat de Cârstea. 2 goluri în 15 secunde reușite de Dunărea Brăila, care revine într-un fel în meci. 4 goluri, 9 minute pot fi recuperate, dar cu un joc perfect. Constantinescu apără Medvedova. Fluieră cei doi arbitri, aruncare de la 9 metri pentru HC Zalău. Nu e mulțumită Irina Șuțca, ucraineanca. Spuneam, două absențe importante la Dunărea Brăila. Mă gândesc cum ar fi fost jocul cu Gianna Ilina și Maria Șteriova în teren. În altă ordine de idei, spuneam despre site-ul www.digisport.ro. Spuneam de tenis, de fotbal, evident, toate informațiile și un conținut video bogat la secțiunea handball acolo, adică ce ne interesează pe noi. Iată-o pe Constantinescu, face pași, aruncare de la 9 metri. Acolo le puteți vedea pe fetele de la CSM București în vizită în platourile DigiSport, cum s-au distrat Gulden, Oana Manea sau Maida Mehmedovic. Excelent golul marcat de Panici. Exact la ce avertiza Florentin Pera la timeout. O vedeți de la 10 metri că vine peste voi și vă face depășire, dar cu toate astea reușește întotdeauna Panici, o jucătoare foarte tehnică, agilă. Acum Munteanu, cred că a obosit. Axinte aruncă, apără Chelemen. Contraatac al Zalăului cu o pasă prea lungă pentru Ana Ciolan. Așa, pe lângă acele filmulețe foarte interesante cu jucătoarele CSM-ului în vizită la Digi pentru a filma promo-ul pentru Liga Campione, pentru Final Four-ul de la Budapesta. Acolo aflați și despre ultimele două jucătoare. În fine, ultimele în ordine cronologică, că poate vor mai veni și alte jucătoare la CSM București. Spuneam două jucătoare cu care CSM-ul a semnat de curând. Gol marcat de Oana Cârstea. E vorba de Barbara Lazovici,
care vine tot de la Vardar, și de Elizabeth Omoreghi, o bulgăroaică de culoare, născută în Grecia, cu cetățenie slovenă, care provine de la Crim Ljubljana, o jucătoare foarte talentată, liderului Crim Ljubljana în ultimele două sezoane de Liga Campionilor. O veți vedea, e foarte bună, Omoreghi. Gol marcat de Andrada Trif, o eliminare de 2 minute primită de una din jucătoarele de la Brăila, Oana Cârstea probabil, sau eliminare la bancă. Îl văd pe arbitrul Robert Harabagiu discutând cu Florentin Pera, dar nu-mi dau seama dacă e eliminare la bancă sau pentru acțiunea de acolo din apărare a Oanei Cârstea. O altă informație foarte importantă din lumea handbalului național, a de cadete a României, va juca mâine finala Jocurilor Mediteraneene împotriva Franței, reprezentantei campioanei mondiale. Am vins în urmă cu câteva minute cu 21-13 Naționala Muntenegrului, jucătoare născute în 2002-2003. Contraatac al Zalăului, înscrie Dana Betcader. Să urăm așadar succes Naționalei de Cadete a României. Finala Jocurilor Mediteraneene împotriva Franței, așadar. În fine, ne simțim și noi mai aproape de Marea Mediterană odată cu această finală, sigur că din punct de vedere geografic noi comunicăm cu Mediterana prin Marea Neagră. Atenție! Învăluire dreapta, învăluire stânga, centru pivot, îmi ieși de aici, vii fixez, da, succesiv, Cristina, vii tare în centru, aici și te duce exterior, da? Ne-am înțeles? Învăluire stânga, învăluire, nu merge, dăm drumul, inter, Didi, am nevoie de gol acum, este timp suficient, trebuie să dăm acolo gol acum, să venim în apărare. Deci dacă n-a mers, învăluire stânga, învăluire dreapta, centru pivot, culoar 1 acolo sau Ana, imediat revenim la 9 metri, da, și mergem pe inter pentru Didi, Cristina, da. La Didi, da? Nu cedați, hai, luptați-vă! Și 9-23, ultimele 5 minute. Munteanu faultată, 9 metri. Apărare agresivă a Zalăului, om la om. Amenințare de joc pasiv. Berescu faultată, 9 metri. Iată pe Constantinescu. Munteanu. Minge atinsă de Kelemen după devierea Claudiei Constantinescu. Constantinescu. 4 minute, 6 goluri, Zalăul câștigă. Apără acum Medvedova. Protestează Gheorghe Tadici. A fost însă, trebuie să recunosc, un pic mai calm decât în alte meciuri.
Sigur că la primul timeout, poate vă amintiți, după ce a trasat sarcinile atac-apărare pentru jucătoarele sale, a spus că arbitrii au greșit la o fază. Cârse acum, Munteanu. Ha-ha! Două minute pe care, o eliminare pe care o primește Gheorghe Tadic în minutul 57. Sigur că nu mai poate schimba nimic această eliminare la bancă primită de Tadic. Exact în momentul în care spuneam că a fost mai calm decât în alte meciuri. Și așa a fost, mai puțin acum la final, la această ultimă decizie a arbitrilor Harabagiu și Stănescu. Supărat Tadic, dar e o eliminare asumată pentru că echipa s-a câștigat. Munteanu aruncă, gol marcat de Diana Munteanu. Larisa Tămaș în acțiune, depășire și gol marcat de jucătoarea născută la Baia Mare. Am senzația că a fost anulat golul, probabil pentru pași, cine știe. Sina Gheorghe, Corban, Munteanu, Cârstea, Munteanu. Atac succesiv, frumos, până în extrema dreaptă, gol Berescu. La Roma, la Craiova și la Slobozia a evoluat în carieră Ana Maria Berescu. 29-25, 2 minute până la finalul jocului. Time-out pe care l-a cerut Gheorghe Tadic și a trimis-o în teren și pe Diana Nichiteanu, altă componentă a naționalii sub 20 de ani a României. 19 ani are Nichitean. Tadic nu pare prea convins să se ducă să ofere indicații jucătorilor sale. Evident, meciul este terminat. Se uită către arbitrii. Să-l auzim. Și jucați, ăștia sunt. Ăștia sunt. Știți bine. Aveți răbdare și pe situații clare. Circulă fără mingea, nu mai prinde mingea pe loc. De drumul ăla, ești obosită. Mișcă-te. N-a fost niciun pas, a fost gol valabil. Haide, tare, 2-3 și Zalău! Așa cum bănuiam, a fost un time-out pentru a atrage atenția arbitrilor în fața camerelor. A adresa câteva cuvinte, altfel echipa lui Gheorghe Tadic Zalău cu evoluție spune convingătoare, în special în prima repriză. Chiar mi-a plăcut. 29-25, ultime 90 de secunde, cu 20 de secunde de inferioritate pentru Zalău. Zalăul va urca provizoriu pe locul al patrulea în Liga Națională, va acumula 41 de puncte, 6 puncte în spatele locului 3, greu de prins, Măgura Cisnădie, un punct peste Vâlcea, 2 peste Bistrița. Reamintesc foarte rapid meciurile care se mai joacă în această etapă a 23-a. Slatina, Galați, Corona Rapid, Craiova, Cisnădie, Vâlcea, Slobozia, Bistrița, Roman și Universitatea Cluj, CSM București. Reamintesc, CSM București calificată în Final Four-ul Ligii Campionilor de la Budapest. Aruncare de la 7 metri. Acum Panici a faultat-o pe Florentina Craiu. Se pare fault. 7 metri. Cristina Gheorghe vine să execute aruncarea de la 7 metri. Vorbeam de CSM pe 12 mai, sâmbătă, peste 2 săptămâni. Va juca de la ora 16:15. Ce intervenție pentru Kelemen. Excelentă evoluție a Ralucăi Kelemen în poarta Zalăului. Este a treia aruncare de la 7 metri pe care o scoate în această partidă.
Hai să aflăm să termin ideea până la finalul meciului. Așadar, CSM București cu Ghiori, 16 și 15, sâmbătă 12 mai, evident, în direct pe Digisport 1 de la Budapesta. Intervenție și pentru Medvedova, ultimul atac al Brăilei în această partidă. După ce învinge și în tur la Brăila cu 25-18, Zalău se impune în fața Dunării și pe teren propriu. Cercare de angajare pentru Craiu, mai au timp de un contraatac zălăoancele. Ultimele 10 secunde, Constantinescu cu o pasă prea lungă către Nichitean. Ultimele secunde și final de joc. Zalăul învinge Dunărea Brăila cu 29-25. Așadar, în acest moment, înainte de celelalte 6 meciuri din Liga Națională în etapa 23-a, Zalăul este pe locul al 4-lea în Liga Florilor. I-ați văzut și pe cei doi antrenori dându-și mâna, puștii colaboratori de la Naționala României, Iorie Tadic și Florentin Pera. Aceasta a fost partida de la Zalău, o nouă victorie pentru echipa lui Gheorghe Tadic. Zalău la 13-a victorie în Liga Națională, 2 egaluri și 8 înfrângeri, 29-25, așadar scorul final. Rămâneți pe canalele DigiSport, un weekend plin de evenimente, nu le ratați, tot programul pe site și stați lipiți de televizoare pentru a vedea spectacolul campionilor. Așadar, la revedere, sunt Severin Călinescu.